Din documentele ajunse în posesia ziariștilor săptămânalului de anchetă, reiese că fostul secretar de stat în Ministerul Educației s-a folosit de un CV și adeverințe emise de unitatea din Târgu Jiu, din care a fost tăiată perioada în care a intrat în câmpul muncii. Adrian Gorun nu a vrut să-și asocieze imaginea cu meseria de controlor de bilete, supraveghetor de noapte sau muncitor necalificat. O adeverință emisă de Universitatea Constantin Brâncuș pentru Ministerul Educației scoate din istoricul activității fostului secretar ministerial perioada care nu dă bine la imagine. Gorun a recunoscut că a scos din anumite documente activitatea de la începutul carierei și invocă un inexistent curriculum vitae european. CV-ul european trebuie să cuprindă acele caracteristici și în același timp acele perioade care vizează ceea ce este semnificativ în activitatea în care ești în prezent. Explicația rectorului este contrazisă de definiția dată de Dicționarul Limbii Române privitor la termenul de curriculum vitae, care reprezintă o, cităm, biografie scurtă cuprinzând toate indicațiile privitoare la starea civilă și situația unui candidat.